În cadrul unei conferințe inedite care a avut loc la Piatra Neamț, medici consacrați de la Spitalul Memorial din Istanbul au împărtășit din experiența lor celor prezenți la eveniment. Dr. Fatih Aydoğan și Dr. Yusuf Emre Yuzun, specializați în oncologie și în medicină internă, au prezentat idei clare despre cele două ramuri, bazându-se pe experiența vastă pe care o au, dar și pe cazurile pe care le-au întâlnit de-a lungul carierei. La eveniment au fost prezente jurnalista Gabriela Voinea, președintele Asociației Noi ne salvăm pe noi din București, asistent social Carmen Suciu de la Asociația Născută Înger din Piatra Neamț, dr. Daniela Marcoci, director adjunct al Direcției de Sănătate Publică Neamț, profesor Florentina Moise, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Bună ziua și bine ați venit! Numele Gabriela Voinea, sunt de profesie jurnalist și poate că am spus, da, și președintele Asociației Noi din București. Sunt onorată să mă aflu astăzi aici. Sunt și emoționată totodată. Onorată să fiu în preajma acestor somități. Cancerul n-are egal. Iar acești domni profesori au îmbrățișat România, au îmbrățișat pacienții din România și sunt astăzi aici fix pentru noi. Păi, eu o să încep așa cu domnul profesor Fatih Aydoğan, are dublă specializare, chirurg oncologie la Oncologia. Este o mare sănătate în lume și un om totodată foarte, foarte modest. Are emisat și îmbrățișat poveștile și diagnosticele a mii de femei din România. Mai departe, domnul doctor Emre Yuzun este pe medicină și de asemenea, în perioada pandemiei, a tratat foarte mulți pacienți din România și Iulia Sinescu, manager al departamentului. Și avem a unei mele prietene, Carmen, de care mă leagă o prietenie frumoasă de aproximativ 4 ani, mă plânge Carmen. Este un înger pentru mine acesta. Deși mă leagă aceste 4 ani, noi ne-am cunoscut faptic acum un an, iar telefoanele noastre erau fix în inima nopții, 1-2 noaptea, da, Carmen? Am o fetiță bolnavă de cancer, de unde facem rost de bani. Am o mamă diagnosticată cu cancer, cum facem să obținem o a doua opinie în spitalul din Turcia, cum facem să urcăm în ambulanță și să o ducem să-i câștigăm viața. Pentru că consider eu că turci, români, nu contează medicina, umanitatea, dragostea pentru aproape și misiunea îndeplinită nu are granițe și putem face minciuni în lume. Mulțumesc public pentru că existi. Să mă știți, poate Carmen, doar de la Asociația Născută Înger, dar între altele sunt și o mamă de înger. Știu ce înseamnă să primești un diagnostic de cancer? Ți se prăbușește cerul și pământul. Mori atunci, efectiv. Apoi renaști cumva. Pentru că simți că din durerea ta poți construi ziduri, poate, sau punți de iubire. Eu am ales să construiesc punți de iubire. Între Dumnezeu și oameni, între oameni și oameni. Mi-am pregătit un speech, dar cum după bine mă cunoașteți, s-a dus speech-ul acela. Pentru că sunt o fire foarte emotivă. Și mai ales colegii mei de la Roman TV mă cunosc că nu există emisiune în care să nu plâng, nu există emisiune pe care să o realizez și să nu plâng. Mă impresionează suferința tuturor și în primul rând vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că astăzi sunt aici. Pentru că am reușit să renasc din propria mea cenușă, că în momentul când îți îngropi propriul copil, este strictor la cer. Și
M-am luptat cu cancerul ani de zile. Am căutat soluții, opinii, peste tot. Am căutat să-mi salvez copilul. Dar acum consider că copilul meu trăiește în fiecare caz salvat. Și de asta, pentru mine, nu există bariere între boli. Nu există medici turci, români sau alte naționalități. Există doar oameni, medici și atât. Medici fără frontiere. Am luptat cu sora mea ani de zile să fim voluntari fără frontiere și medici fără frontiere. N-au reușit cumva, chiar dacă ea este acolo sus, printre îngeri. Deci, nu avem frontiere nici măcar între cer și pământ. Mulțumesc, domnilor doctori, pentru că au venit astăzi alături de noi. Mulțumesc, Florentina, mulțumesc în primul rând doamnei doctor Marcoci, care pe timpul cât a fost pandemia în țara noastră, mi-a fost un aliat de nădejde. Mulțumesc, Gabriela, omul care ne-am pierdut cumva nopți și am plâns amândouă, pentru a salva vieți. Vreau să o prezint și să-i mulțumesc doamnei doctor Marcoci Daniela, vă rog să o aplaudăm, un profesionist al Universității Neamț, un specialist, o prietenă bună, o mamă și o femeie pe care mereu te poți baza. Felicitări, Daniela Marcoci, pentru tot ceea ce ești și mulțumesc în fiecare pentru prietenia ta. Ești un om excepțional, ești minunat, ești omul potrivit, la locul potrivit. În ziua în care copilul meu a aflat notele frumoase la BAC, mama lui a aflat că este suspectă de cancer. Și atunci sunt și un om care trece încă prin această situație, dar sigur o va învinge, pentru că mai am treabă pe pământul acesta. Să vă spun niște date aride din statistici, nu cred că e cazul, pentru că știm cu toții, suntem o țară în care teoretic avem 54% din pacienții cu cancer bărbați la diverse organe și 47% femei. Nu știu să vă spun dacă la momentul ăsta raportările sunt exacte, pentru că știți foarte bine, 2020-2021 au fost ani în care, din păcate, sistemul a fost depășit de situația COVID și atunci, practic, celelalte patologii au fost fie puțin diagnosticate sau uneori chiar în imposibilitatea de a fi diagnosticate și ceilalți care deja erau diagnosticați și practic aveau nevoie de tratament de multe ori de frică sau din cauza imposibilității accesării serviciilor la un moment dat, fie au fost temporizați, fie au pierdut șansa de a mai trăi. Le mulțumesc, domnilor doctori, nu doar pentru că au venit astăzi aici, pentru că sunt convinsă că nu le-a fost ușor să-și rupă din timp, dar le mulțumesc pentru ceea ce fac pentru pacienții noștri, pentru că e foarte important atunci când nu găsești o soluție la tine acasă, să cauți oamenii potriviți și să găsești o soluție în altă parte. Vă mulțumim pentru tot ce faceți. Spune că, în general, acest tip de prezentări are un efect limitat și prevenția este mult, mult mai bună în acest sens. Atunci când vedem un caz celebru, este doar pentru o anumită perioadă, însă ar trebui să fie cumva susținut și prezentat mai mult timp. Ce înseamnă screening-ul este lucrul pe care ar trebui să-l facă majoritatea femeilor înainte ca boala să avanseze. De ce facem acest screening? Pentru un diagnostic precoce, de ce este precoce, avem un tratament care se efectuează mult, mult mai ușor. Aș
ajutăm acest pacient să fie vindecat mult, mult mai repede cu un diagnostic precoce. Iar în mare merge sau pe virus? Înainte să se răspândească în corp, este depistat. Asta nu e așa, nu se este auzul nou. Durata de viață este prelungită. Hastalığın hayat kalitesi bozulmuyor. Neden? Korku adına herkese almayan bir hasta mesleğine devam edebiliyor, kolayca işlerini yapabiliyor. Spre exemplu, se îmbunătățește de asemenea, prin acest diagnostic precoce, se îmbunătățește calitatea vieții și nu numai asta, o persoană care nu se face rezecția ganglionilor limfatici, se poate întoarce foarte, foarte ușor la la munca de zi cu zi. Tratamentul nostru a primit bun din clinic muaină. Cum se face acest screening? Prin consultul la medicul specialist. Kan testleri, bazen görüntüleme, bazen örnek alma. Bu yapılan taramanın kanser türüne göre değişiyor. Zice că cel mai important este consultul, după care analizele de sânge, tipice pentru cancerul de sân. De asemenea, imagistica este foarte importantă, mamografia sau tomografia RMN-ul. Și de asemenea, prelevarea de testul. Asıl bu meme kanseri olmasına rağmen burada erkekler de var, onların da burada olmasından çok mutlu oldum özellikle. Spune că este bucuros de faptul că nu avem doar femei în sală, ci și partea masculină. Și este foarte important pentru că și pentru ei avem câteva sfaturi pentru tratamentele post-COVID. Putem să începem? O să vorbească câteva lucruri despre cum ar trebui să ne prezentăm în perioada post-COVID. O să prezinte în limba turcă, însă puteți vedea pe slide-uri informațiile în limba engleză. Ağır ya da hafif fark etmez. Bir COVID enfeksiyonu geçirdikten sonra 4 hafta sonrasında devam eden semptomları olan fiziksel veya ruhsal semptomlar varsa biz bunları COVID ile ilişkilendiriyoruz. Spune că în general după infecția cu virusul COVID, fie ea ușoară sau severă, avem o perioadă de 4 săptămâni în care pacientul încă resimte aceste efecte secundare. Demersul a fost posibil prin parteneriatul Asociației Născută Înger din Piatra Neamț cu Asociația Noi Ne Salvăm Pe Noi din București. Partenerii media ai evenimentului au fost Roman TV, TVR2, Ziar Piatra Neamț. Un material amplu cu prezentările integrale ale celor doi medici din Turcia va fi difuzat miercuri 2 noiembrie în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Cazuri și Necazuri la Roman TV.